Noul ministru al energiei a declarat pentru hotnews.ro că Laurențiu Ciurel a luat în considerare să-și prezinte demisia din funcția de director general al Complexului Energetic Oltenia. Victor Grigorescu a mai precizat că a avut o discuție cu managerul CEO și a apreciat această decizie ca fiind benefică atât pentru Laurențiu Ciurel cât și pentru companie. Practic, încă din prima zi de mandat, Victor Grigorescu a început demersurile pentru rezolvarea situației controversate de la CE Oltenia.